Bun. Tier list, beach, please. Ceea tier list, beach, please. Tier list, beach, please. Bun. La D. Hai să mai facem, de fapt. Pot să, pot să editez. Pot să editez asta. Pot să le editez sau nu pot să le editez? Ok. La D o să pun oamenii la care nu am fost. Bine. La D o să pun oamenii la care nu am fost. La C o să pun cel mai slab. Și tot așa, Bine. Că n-am fost la toți, n-am apucat să-i prind pe toți. Și dacă n-am fost, nu pot să-mi dau cu părerea, bine și înțeles. În primul și în primul rând, City Morg nu mai fost, Chief Kiv nu mai fost. Cam atâta nu mai fost, nu? Numai City Morg și Chief Kiv, da. Pasă, a, da, uite aici. Aici, uite. Uh, below. Bun. Așa. Uh, punem cu de-asta whatever. Opa. Nu am prins. Perfect. Bun. Deci, ăștia nu au fost în primul rând, deci nu i-am prins. Bun. Următorii, hai să-i luăm din spate. Hai să-i luăm din spate. Sunt Alex, te pup. Cu 10 luni, te pup. Tripi red, frate. Trippy Red, lumea am văzut că a zis că a fost nașpa pe live, nu știu ce, bă, eu m-am distrat, frate, la Trippy Red, a fost un show senzațional, vizuale senzaționale, Trippy are o voce incredibilă, e artistul meu de suflet, Trippy, din copilărie, de când, de când am auzit, care au fost, Romeo și Julieta au fost prima piese de la Tripie pe care am ascultat-o și Can You Rap Like This și piesele alea vechi de atunci, e artistul meu de suflet, tripi și mereu o să fie și vă zic, hands down, e top 5, cei mai buni artiști ai generației noastre, cei mai talentați că se asociază în ultimul timp cu oameni care n-au nicio treabă cu muzica, că gen MGK și pula mea, aia e altă treabă. Dar omul e un artist de săvârșit, frate, și mereu o să fie e incredibil de talentat și pentru sufletul meu. Show-ul a fost bun, m-a mai multe piese, dar mie mi-a plăcut, frate, o să-l pun la pe tripi, frate. Chiar a fost senzație. La Ricia Miri n-am prins, din păcate, că au fost mult prea repede. Şelii, te rog frumos, nu mai pune, frate, ești nebun, artiștii ăștia așa de devreme, dacă nu faci infrastructura. Bine, şelii. Că nu numai şelii. Zic așa, în general, festivalul, organizatorii. Vă rog, nu mai puneți fest, artiștii așa repede. Dacă nu faceți infrastructură, să ajungă lumea, frate, ești nebun, la festivalul vostru. Vă rog. <coughs> Nu mă spar tripii pentru că mă așteptam să punem mai multe piese mai legendare. Au pus foarte multe piese de dragoste și mai puține piese de rage. Mă așteptam să punem mai multe piese noi de rage, sincer. Patrick, te pup, rege. Ok, te lăsăm mai încolo puțin. Wiz Khalifa! Tot ce pot să spun despre Wiz Khalifa e asta, frate. Tot ce pot să spun despre Wiz Khalifa e asta, frate. Ești nebun. Asta pot să zic. Wiz Khalifa au fost incredibil show ce l-au făcut, mi-a plăcut maxim de Wiz Khalifa, au cântat și piese bune, ești nebun, au avut și momentul ăla legendar, es frate, pentru mine mi-a plăcut maxim Wiz Khalifa, sincer, chiar mi-a plăcut maxim chiar așteptam frate, ești nebun să-l văd pe Wiz Khalifa și toți oamenii, toți oamenii care o... o înjurat că de ce vine Wiz Khalifa pe, pe Instagram și au luat mare muie Au fost mai copii care nici măcar nu și-au cumpărat bilet sau nu au fost la festival Au fost numai de de-au comentat pe Instagram și nu mai ascultați, vă rog, opiniile oamenilor care au fost pe live și nu au fost la show. Vă rog, din tot sufletul. Mersi. Bun. Rick Ross. N-am prins Rick Ross. Am văzut, da, și cu Emma Carter am văzut. La Rich de Kid am fost și mi-a plăcut maxim, frate, la Rich de Kid. Chiar mi-a plăcut maxim. Păcat că l-au pus așa de târziu și, sincer, m-am supărat un pic. M-am supărat un pic, frate, că l-au pus pe Rich de Kid așa de târziu. Chiar m-am supărat. Că Rich de Kid, frate, merita să fie de mai repede. Mă convenit Anita mâncata și o dat din cur trei ore. Ce? Du-te cas, tu du-te dracu, ești nebun. Vine Anita bola aia, frate, ești nebun, dă din cur trei ore și decalează toate show-urile. Dă dracului de treabă. Nu l-am văzut pe Rich de Kid, l-am văzut dimineața când o plecat lumea și nu au avut un crowd bun. Că dat aia din curmă. Du-te cu acasă, nu mai chemați, mă, frate, mă, artiști de dau din cur. Și puneți frate, ești nebun, frate, artiști ăștia buni, puneți la ore normale, la 12, la 11, la 1 dimineața. Nu-i puneți la 7 dimineața, mă, frate. Îi pui pe Anita la 11 și eu, drecu, o vorbi cineva despre Anita. Ați auzit voi suflet care să vorbească despre Anita? Ați auzit voi suflet? L-ai pus pe Rich de Kids, frate, ești nebun, care chiar e legendă, frate, pentru tot wave-ul ăsta. Pe, de, de, pentru care e festivalul, l-ai pus la 7 dimineața și o pui, frate, ești nebun, Panita la 11 care nici măcar drec nu știe ce e și are și 37 de milioane de follower pe Instagram. Ce legătură are Anita cu tot Wave-ul ăsta, mă frate, mă. Cu toată cultura asta, mă. Ce legătură are. Nu mai funeți mă frate, ești nebun. dă dracului de treabă. Că asta e festival de hip-hop, de cultură hip-hop, rap-trap. Nu puneți, frate, aici nebun reggaeton și pop și de-astea la ore bune de festival. Puneți, frate, aici bun artiștii care chiar au o legătură și care chiar au făcut ceva în cultura asta în ultimul timp. La ore din astea. Stați așa că vreau să vă arăt aici la Rich de Kid. David, un, etil, un euro. M-am bucurat, frate, m-am bucurat. Mai M-am bucurat Early Morning trapping să mă bată, nu cred că eu am un milion de playuri. La fel și la plug, frate, o băga plug. Cu nu mi-au venit să cred că au cântat plug. Bă, țipam. Atunci mi-am pierdut vocea când am țipat toată piesa plug, frate, am țipat. O bă, îmi curgeau lacrimile nebun că o băgat 3 de kit plug. Piesa e oricum e legendară, legendară. Stați așa că am, am video, frate, ești nebun. Rich de Kid, în ce zi a fost? Că nu mai țin minte exact. Rich de Kid, în ce zi a fost? În ziua cu Wiz a fost Rich, nu? Unde dracu-i? da. Vă a fost tare rău, e nebun. Tare rău. Tare rău. Ce trei, mă? Ziua trei, da. Rich de Kid. Mă, mi-a plăcut maxim de Rich de Kid, frate. L pun la... swelly, A fost show bun, frate. Show bun a fost la swelly Chiar a fost tare. Tot la alb, pe swelly, Mi-a plăcut de swelly, Chiar mi-a plăcut. Frumos, swelly, Frumos tare. Eneli, frate s-a distrat, a fost nota 10 în frate, îl pun la S. Chiar a fost bun. De fapt, da, îi de SNL, -i? da, este, 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 A fost tare NL, au venit și cu maica să și cu taică să pe scena. m-a pișat pe mine de râs când am văzut pe TikTok, frate, ești nebun, că au venit cu maica să cu taică să cu bunică sau au venit. <laughs> Catalina! Catalina! <laughs> A fost tare rău, frate, și ne nebun la Eneli. Lil Pam nu l-am prins, din păcate, frate, dar de fapt, ba, am prins când a fost special guest, mă, frate, sau a fost special performance, o cântat 15 minute Lil Pam și au băgat D-Rose de două ori. d -Rose de două ori, a fost tare. Îl pun la un bec, că n-am prins show-ul principal. Eu căzut pantalonii, am văzut, da. Păi Carolina se numește piesa, dar Cătălina o chemat pe fata aia din public. Am făcut dita mai marșpitul la, la NLI. Lil TJ, bă, au fost bun show Lil TJ, nu prea știa lumea piesele, frate. Nu prea știa lumea piesele. O să-l pun la, la B. o să-l pun de fapt că au fost DJ-ul ăla dinainte de o rupt. DJ-ul al lui Lil TJ de dinainte o rupt, frate. Ce piese bune au pus, mâncația și DJ-ul ăla. Toată lumea cânta, au fost senzație DJ-ul ăla de dinainte de, de Lil TJ. Senzație. Și Lil TJ mi-a plăcut, chiar au făcut show, frate. Nu știu piesele, că nu sunt ascultător de Lil TJ. Dar mi-a plăcut prezența lui scenică și gen cum o cânta și energia lui. Chiar mi-a plăcut, frate, neironic. Chiar mi-a plăcut. Da, DJ-ul dinainte, senzație. Ice Spice, bă! Neironic, neironic, frate. Ice Spice n-ascult eu, nu-mi place muzica lui Ice Spice. O să o pun la B pentru că Ice Spice chiar o cântat. Chiar o cântat. Chiar o cântat, frate, Ice Spice. Și-o dat din cur, cam atâta, că în rest, cam atâta, na, nu-i de mine. Nu-i de mine, dar au fost bun show, a fost bun show, chiar mi-a plăcut. Gucci Mane. A, ah, nobody, m-am dus la Supernova, la Gucci Mane. Sau la Albert m-am dus, nu mai știu minte exact la cine. La Albert m-am dus, da. Sorry, Gucci Mane, frate. Gucci Mane e legenda, e regele, e... Da, nu, I don't know, Eugiguchi, da, nu e neapărat De festivalul ăsta unde au fost 80% minori French Montana, nu l-am prins N-am prins, nu pot să-mi dau cu părerea Don Toliver, regele festivalului Don Toliver a fost, regele festivalului Cel mai bun show, frate L-a făcut Don Toliver Cel mai bun show l-a făcut Don Toliver Eu nu ascultam Don Toliver până acum Nu eram fan Don Toliver, dar de la show-ul Don Toliver m-a făcut fan M-a făcut fan M-a făcut fan Don fost incredibil Uite băiatul cu mâna ruptă Împin Don Toliver Hard, rău Don Toliver a fost cel mai bun, frate. Cel mai bun a fost Don Oliver, Mi-a plăcut maxim, mi-a plăcut maxim. Stai că na, nu, nu este sunet. <laughs> Anita, dă, că nu l-am prins, frate, ești nebun pe de kit ca lumea din cauza lui Anita. Du bal 69 euro. Citara electrica pe dona a fost hard rau de tot. Chiar au fost Don Oliver. Cel mai bun show, frate. V-am zis că nu am fost fan, nu am fost fan Don Oliver, dar de astăzi zis, frate. De atunci, de la de la show-ul ăla, fan Don Oliver, frate. O să-i ascult muzica, o chiar o să-i ascult muzica. Six Nine. Six Nine a fost cel mai prost show dintre toate show-urile. Noroc o băgat tributul lui X, că dacă nu era oribil, au vorbit non-stop, drec dreacu și cântă, că de-aia ai fost chemat, nu să vorbești. Nu m au vorbit și pe lângă chestia asta, o și să, de fapt Anita la ce, da, Anita la ce, whatever, pentru că ăsta e un loc special pentru Six 9 de ăsta, că e oribil. E oribil. O și sărit, frate, ești nebun ca prostul cu picioarele în față și matahala aia la altă o sărit la fel cu el, frate, și o rupt gura la fata aia, la săraca fată, de era cu dinții, I-o căzut dinții drecu la fata aia. O, numai o vorbit ca prostul ăsta, nu mai are ce căuta cu aici, nebun, luat-o rotor dacă mai face din astea. ce tot o vorbit? O venit și ca, ca, zic cum se numește, ca șobolanii s-au urcat acolo pe cortul ăla, după s-au dat jos de pe cortul ăla, s-au urcat pe box, au pus gamă numai la final, că în rest nu m-au vorbit. Au fost dog shit, frate, au fost mega el, cel mai el show. M-am plictisit. Bă, frate, am făcut... Bă, cine de aici au fost împit cu mine la, la 6 -9? Cine a fost împit cu mine de aici la six 9 Cine a fost împit cu mine? Bă, băieți, stăteam, frate, mâncați după ce am făcut alea trei moșpituri, dar bune rău au fost moșpiturile alea, mai țineți minte, bune rău au fost moșpiturile alea le-am făcut pe tributul lui X, chiar bune rău. Și după aia stăteam toți ești nebun și ne uitam la asta cum vorbește, frate, toți ziceam, cântă în pizda o dată, nu mai vorbi atâta, ești prost? Ce tot vorbești atâta? Foarte bine că ați plecat, bă, Haimene, frate, de și, și după ce... Și la, la Heimene, acolo un pit o sărit, frate, ăsta six nine, eu rup gură la fata aia, mă, frate, și o zis să se oprească concertul ca să o scoată pe săraca fata afară, să o ducă la medic și asta nu a oprit. Și s-a la ei, frate, l durut undeva, mă, frate. Au început să comenteze, să vorbească în continuare. Păi dă-te, bă, dracu, ești nebun. Dă-te, dracu, că oricum ești relevant. Noroc că ești în third world countries relevant, că în rest fai de capul tău. Sincer. Zicea că din cauza lui există beach, please. Hai că din cauza lui există beach, please. Calmează-te, mă, băiete. Da, anul trecut a fost show. Da, anul ăsta ce ai făcut? Ai vorbit ca prostul. Și ai cântat cele mai proaste piese pe care le-ai scos. Pe bune că o cânta cele mai proaste piese pe care le-ai scos. O cânta gamă la final, mă, frate. O cânta gamă la final. Noroc că o cântat asta, Cuda. Că dacă nu... Era jale și că cu, a cu tributul X. -a trecut chiar, că am trecut chiar rup, că am trecut-o cântat, nu vorbit, frate, nu vorbit. Bun, it, frate. Tot ce pot să zic despre it, frate, tot ce pot să zic despre it, frate, tot ce pot să zic despre it. Incredibil show pe care l-au făcut, frate, incredibil show, frate. O, mai are tu zic zică trei, e pe bune incredibil show pe care l-a făcut it, incredibil și și publicul, frate, incredibil. Cel puțin unde am stat eu chiar s-o cântat, nu prea s-o băgat băieții în moșpit, a fost primul show din concert, nu știi ce zic. S-o băgat, primele piese nu s-o băgat la floale, s au făcut un moshpit senzațional. A fost goat, goat, show incredibil, frate. I don't Oliver pe 1 pentru mine, it pe locul 2, NLE pe locul 3, Wiz pe locul 4, cam așa e. După vine Trippy și Rich the Kid și după Swae Lee. Și Travis, Bă, mă știți pe mine, frate, mă știți pe mine. Eu sunt cel mai mare hater Travis, frate. Cel mai mare hater Travis. Și mă jur pe viața mea că după ce am văzut show-ul lui Don Toliver, m-am dus la show-ul lui Travis cu... care de și te de euro. nu... Veni... Te pup, stai că citesc imediat, imediat donația. Chiar m-am dus, frate, ești nebun cu, cu, cu... Mintea deschisă, frate, la, la Travis. Pentru că Travis îl știți bine, știe să facă show-uri. Chiar dacă nu-ți place muzica lui, măcar te distrezi bine la show-urile lui. Da, și-o bătut joc, frate. Și-o joc. Headlinerul festivalului să vină în ultima zi la trei jumate dimineața când toată lumea a stat acolo, frate, șa, 5 zile în picioare și s-o rupt în gură de obi. Erau toată lumea rupți în gură de oboseală. Să vină, frate, ești nebun și atunci au fost plini de minori, frate, nu puteai să te miști, nu puteai să faci moșpit că de -ai peste fete, frate, toată lumea zicea, fără moșpit dar un show de Travis, Travis, care nu se poate Au veni și Travis care era rupt în gură de obosit, Rupt în gură de răcit. Nu putea să vorbească. Știi ce zic? O fost mid. Mid. Pentru mine cel puțin a fost mid, frate. Ziceți voi ce ziceți. Show-ul fost slăbuți. Uitați-vă la show-urile, frate, al lui Travis din, din uh, uh, turul lui. Și comparați-l cu show-ul de la Beach Please. Comparați show-ul de la Beach Please al lui Travis cu orice show. Orice alt show de-a lui Travis. Comparați, vă rog frumos, din tot sufletul. Și uitați-vă numai la prezența lui scenică, frate. Nici măcar la public nu trebuie să vă uitați. Uitați-vă la prezența lui scenică. Și comparați. Și dacă voi îmi ziceți că îți la fel, sunteți ipocriți, frate. Sunteți ipocriți din, tot, din toate punctele de vedere. nici nu a putut să aibă un performance bun, gândește că lumea l-a pus să anuleze concertul, dar nu a vrut, asta e poate la anul. Da, aia zic, au fost jale, pentru 2 milioane jumate de euro, frate, ești nebun. I don't know, buddy, I don't know, măcar o vându bilete, vorba aia. Îi <coughs> murea voce la un moment Da, da. Bine, nu poți să-l să, nu pot să judec nici pe Travis, frate, ești nebun, că e om, Da, dă-o, dracule, ești plătit 2 milioane jumate în pula mea. Vila 3 jumate. Vii la trei jumate, două milioane jumate, dă zi azi vă jet, un de elicopter, de hai mai euro. repede, dracu, ești nebun, la să faci show. Fost cu și -o e de înțeles, frate, era răcit, you can blame him, coai o primit 2 milioane jumate, două milioane jumate de euro, ce you can't blame him, frate? Și dacă era răcit, măcar să vină mai repede, dracu, să facă și o ăla mai ca lumea când lumea e în stare să se distreze, că lumea zicea acolo în crowd că nu mai poate, că vrea să plece acasă să-și bagă pula el Travis. Ei plătit 2 milioane jumate, coaie, 2 milioane jumate, voi vă dați seama câți bani să ia. Puteai să iei private să aterizezi în festival, luai un elicopter, dracu, a să ajungi când trebuia să ajungi, mă, dă -o dracului de treabă, mă, frate, mă, -o dracului de treabă. Să fim sinceri acum, mă, frate. <coughs> După ce că plătești 2000 de euro sau cât, te dai pe total pentru festival cu cazări, mâncare, etc., zice că e rășit. Da, mă, ești nebun. O fost bătaie de joc, frate, ce-o fost la Travis. Sincer, nu vă mai căcați pe voi cu aia să încercați să-l scoateți, să scoateți pe ăsta. Dă-l în pula mea că nu-l cunoașteți. Nu ieșiți cu el la bere, la semințe. Înțeleg că e, e, artistul vostru favorit, dar dă dracului de treabă, frate. Dacă vii să-ți faci concert, ești plătit 2 milioane jumate, vii, frate, să faci concert. Nu vii să te zbății pe scenă. Măcar, deci făcea măcar prezenția scenică, bă, frate, cum era la festivalul lui normal, dar au tratat festivalul ăsta, zici că era ultimul festival. Știi ce zic? Știi ce zic? Don Toliver a venit, frate, și-a făcut acolo și-a dat sufletul, frate, pe scenă. Și-a dat sufletul pe scenă. Ăsta au fost plătit 2 milioane jumate și au venit și au băgat pula în el festival. Și în toți oamenii care au stat acolo până la 3 jumate să-l aștepte. Au venit-o cânta fiind de 7 ori și au plecat. o în porție de treabă. Deci așa că o să-l pun pe, pe Travis la A nu pot să A fost bun show, că a fost multă lume și lumea au cântat piesele și așa. Dar nu pot să-l pun la S, frate, pe Travis. Nu pot să-l pun, că nu a fost niciodată mai bun show-ul lui decât show-ul lui Don Toliver. Lăsând la o parte faptul că-s hater sau nu-s hater Travis. La A merge, că-i Travis totuși. Știi ce zic? E Travis. A fost bun show, că -o cântat, că a fost public, a fost energia din public a fost energia din public. Că dacă nu era energia din public, îl puneam la B, frate. Și și așa nu a fost energia care ar trebui să fie în public. Știi ce zic? Bogdi.se rodou neitit 3 euros. Ai dat <polis> la vina 2 milioane fumate ca tamai, se duc prin costinești, se duc frate. Ah, zic, jumate, Ai zic, 2 milioane jumate, te ceai în costinești, frate, mâncai o porți de ham și beai două beri, deja erai cu jumate. Ai, 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 ai. Ai, ai, Bună donația asta, au fost funny Da, bă, cam asta a fost. Asta au fost, știa, internaționali. Așa ce fost ăștia internaționali. Ăștia au fost ăștia internaționali. De la români, la ce am fost eu și mi-a plăcut foarte mult, Albert, Candy Boy, bineînțeles, uh, Supernova. N-am ajuns la Waken, frate, în prima zi, mă, ce ciudă mi mă, frate, că n-am ajuns la Waken și la Giko. Um, la cine am mai fost? La Rava, Rava, incredibil Rava Top, top Rava Așa, Petro a fost bun Și cam atât am fost sincer La La, la Asteca, Asteca mi-a plăcut Da, true Rava a fost foarte bun, mi că n-am ajuns la Denis Vs, mi-e că n-am ajuns La și Asteca, da am fost la Asteca Pe Essence mi-a plăcut tare rău te ofo do un euro. Trebuia să ai puna lui Travis de la cup un pe sena. Pe bune, pe bune că trebuia. Am încercat să ajung la toți și mei, n-am ajuns la toți tovarășii mei, din păcate. Nici la Tusin n-am ajuns, frate, la 9-11 n-am ajuns, mi ciudă. Supernova MVP, pe bune că Supernova a fost MVP, în a plăcut maxim Supernova. Regele euro. Supernova. Păcat că ai stat numai în dreapta senei, că nu te-am prins tot festivalul. Nu am stat vezi, numai în dreapta, că am stat și în spate. Lumea a fost la fiecare MLDI. Am stat și în spate la Sueli, am stat în spate la Tripi, am stat în spate la la Six Nine, am stat în spate. Bine, în spate. Pe acolo pe unde era boxa aia din dreapta, din spate. Știi ce zic? Între boxă și cameraman. Pe acolo am stat. La Albert nu s-a plăcut, badal de la toate trei de, de trei ori am fost la Albert, ce-a fost tare. mi mi place maxim, frate, de Albert. mi mi place maxim de Albert. E regele, e viața mea, Albert. Ești nebun, îmi place maxim, frate. <coughs>